să introducem în spectacol legenda meșterului Manole. Vă rog! Din ciclu, cu mistria și lopata, i-am pus plombe noi lui tata. Asociația dentiștilor Știrbei Vodă din București prezintă legenda Meșterul Manole sau bate șaua câte caldă iapa. Era odată un sat de case mari și frumoase în care nu stătea nimeni, înconjurat de un sat mai mare de case mici și urâte pline cu oameni. În fiecare zi, oamenii din casele mici și urâte veneau la gard și se uitau cu drag la casele mari și frumoase. La casa lui Viorel Cataramă, făcută din saltele relaxa legate cu împletituri de safie. La casa lui Virgil Măgureanu din cărămidă roșie cu sută coață albă. Și la cele patru case ale lui Adrian Năstase, așezate în mod curios, spate în spate. Oamenii satului erau schimbători din fire. Bărbații erau schimbători de valută, iar femeile schimbătoare de viteză. Îi schimbau în viteză femeile pe bărbați atât de repede, încât aceștia, de frica accidentelor rutiere, umblau încălțați numai cu saboți de frână. Într-o primăvară, o barză a adus un copilaș deasupra satului și l-a lansat într-o casă în care trăiau un moș și o babă. I-au pus numele Manole, după taicăsu, pe care îl chema Vasile, și prenumele Barză, după cine l-a dusese. Încă de la început, copilul a avut un obicei foarte ciudat. Tot timpul cerea ceva de mâncare. Până atunci, copiii satului, învățați de la naștere cu foamea, nu cereau decât de băut. Căci singura mâncare, comestibilă prin partea locului, era magiunul. Publicitate. Orice farfurie, dacă presari magiun, pe loc se schimbă gustul, devine foarte bun. Nu-ți trebuie nici carne de vită sau de miel, pentru că toate acestea sunt conținute în el. Bravo, magiun, cu tine totul devine mai bun! În loc de orice mâncare, magiun este cel mai bun. Tombola trimite 10.000 de lei într-un plic pe adresa noastră și nu veți mai auzi nimic de noi niciodată! Cu adevărat, magiunul făcea minuni. Mâncând numai magiun, în fiecare zi, de dimineață până seara, copilul Manolică crescu ce crescu, până când rămase mic. Și Știrb. Publicitate. E, copii, ia să-mi spuneți voi mie, ce culoare are iarba? Verde! Și ce culoare are haina mea? Albastră! Și ce culoare au dinții mei? E, galbene. Aproape negri. Da. După fiecare masă copioasă cu magiun, nivelul pH-ului din gură scade foarte mult, magiunul se lipește pe dinți, iar în stomac nu mai ajunge nimic. Mestecând carbid fără zahăr, nivelul pH-ului crește, se formează acetilena, aprinzi un chibrit și... Carbid fără zahăr. Acum gura dumneavoastră a devenit neutră, cu 5,5 dinți. Săracul Manole, neputându-se ridica de pe scaun ca să meargă până la școală, anii au trecut încet, încet, la început peste Manole și apoi și peste scaun. Într-o zi, simțind că se sufocă de câtă țuică băuse până atunci în viața lui, bătrânul Vasile Cofrag, tatălui Manole, l-a chemat pe acesta în bucătărie și i-a spus: Manoli, Manoli, meștere Manoli, gâtul rău mă frige, țuica nu mi-l stinge, că sunt supărat, Thompson a plecat, mă uit în tunel
și văd beznă în el și îmi suflă în spate vânt de anticipate. Am să vă spun copii, am să vă spun povestea unui ciubenaș, ce cu aliție făcea cu-n moș și un unguraș. Se certau cașul când îl împărțeau, la harță se luau și stâna dărâmau. Turma de foame, turma de foame mehăia, benzina se scumpea, iar ciubenașul se nerva, bugetul nu-l vota, pe moț îl părăsea. Ei râdeau, luau reforma și-o ungeau, pe pâine și-o mâncau, și-apoi tot ei plângeau. Manolică, tată, din momentul ăsta tu cu coaliția ăștia ai tăi nu mai ai ce căuta la mine în casă. Adică poți căuta oricât, dar nu mai găsești nimic, am băut eu tot. Așa că uite care e treaba. Du-te în bucătărie și ia o tavă cu magiun, că de asta avem destul. Cu maginul ăla mergi în graș și pune-l în fața cailor. Calul care mai trăiește după ce mănâncă magiunul, ăla-ți va fi ție prieten și sfetnic până la moarte. Ia-l și du-te, du-te unde a dus mutul iapa și surdul pe de areu. Și în timp ce bătrânul plecă la cârciumă ca să mai bea un rom, Manolică urcă în pod și începu să scociorească prin colecția de haine de epoca lui taicăsu ca să-și găsească unele potrivite pentru drum. El rămase pe gânduri, oscilând între costumul de miner de ochna lui Miron Cosma și hainele de militar de carieră de piatre ale lui Victor Atanase Stănculescu. Și cum oscila el mai tare, pe scara podului începu să urce tiptil-tiptil calul Figaro, o mărțoagă de armăsar, costeliv și bubos, care se împiedica la fiecare 88 de centimetri, dar nu din cauza picioarelor. Calul intră, mâncă tava cu magiun, iar pielea rea și buboasă căzu de pe el. Și se făcu o mândrețe de animală. Vezi, venea să-i dai telefon la party line din 5 în 5 minute. Calul era acum înalt, cu picioarele lungi, îmbrăcat în piele jur împrejur. Și unde nu-i întinse o cravașă lui Manole, cântându-i cu drag. Tot mă înfior, zăpala când mi-o strângi la gură încetişor, să simt fiorul de la pinteniușor, în coasta mea mușcând, în cale că Manole. Și galopă mă-n vânt, dă-mi un biș, dă-o cravașă și rămâi în cămașă și fluturou în vânt. Să loc de legământ, dă cu biciul în mine, că-așa mă simt eu bine, veche sunt să-mi fiarbă sângele în bine. Dă-mi un bici, dă-mi un ghion și am să-ți vând un pot. N-am accize TVA, ci doar o simplă șa. Să-l lumin în lumină la stația de benzină, să-mi